Thank you.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Et la terre, il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet. Glorieux!
Aș dori să facem o primă rugăciune împreună cu toții și în seara aceasta. Voi da citire din Psalmul 108, voi citi pe 6 versete, după care cu toții împreună să ne plecăm genunchi și în această seară înaintea Domnului și din toată inima să venim cu rugăciunea de noastră de laudă și de mulțumire înaintea Domnului. Merită Dumnezeu ca cu toții și în seara aceasta să ne cuvântăm. Psalmul 108, începem cu primul verset. Gata îmi este inima să cânte Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deci deptați-vă luptă și alfă. Mă voi trezi în zor de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne. Te voi cânta printre neamuri. Căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava ta peste tot pământul, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreptatea ta și ascultă-ne. Amin. Amin. Ne plecăm pe genunchi. Jésus a dit, celui qui perd
Yeshua Ben. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ei, bine, le Seigneur est là, au milieu de nous. Cu siguranță Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Vous avez prié pour cette réunion. Ne-am rugat pentru întâlnirea din seara aceasta. V-ați rugat pentru întâlnirea din seara aceasta. Nous avons prié. Ne-am rugat de asemenea. Et le Seigneur a un message. Și Dumnezeu are un cuvânt în seara aceasta. Pour chacun d'entre nous. Pentru fiecare dintre noi. Et cette parole n'est pas la mienne. Acest cuvânt nu este cuvântul meu. Cette parole est celle du Seigneur. Acest cuvânt este cuvântul Domnului nostru Iisus. Elle est puissante. Este puternic. Elle est glorieuse. Este glorios. Et cette parole ne peut pas passer. Și acest cuvânt nu poate să treacă. S'il y a une chose que le diable n'aime pas. Dacă există un lucru pe care diavolul nu-l iubește. C'est la parole de Dieu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Il essaie de la détruire. El încearcă ca să distrugă acest cuvânt. Il essaie de l'attaque. El încearcă ca să strânge acest cuvânt. Et cette parole est vivante. Dar acest cuvânt este viu, aleluia. Au travers des siècles. În urma secolelor care au trecut. Les hommes ont essayé de frapper contre la Bible. Oamenii au încercat ca să lovească împotriva Bibliei, cuvântul Dumnezeu. Leur petit poing s'est cassé. Dar mâna lor, micuțul lor pumn s-a spart. Et la Bible est restée. Dar Biblia a rămas, aleluia. La Bible est aimée par des millions de personnes. Biblia este iubită de milioane de persoane astăzi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ioan iubește cuvântul lui Dumnezeu. Si tu sais lire, dacă tu știi să citești, alors lis la parole. Citește atunci cuvântul Domnului. Je bénis le Seigneur. Eu binecuvânt pe Dumnezeu pentru lucru. Quand j'étais à la petite école. Când eram la școală, eram mic. La maîtresse. Acolo învățătoarea. Nous a appris à lire. Ne-a învățat ca să citim. Lire quelque chose de merveilleux. A citi este ceva foarte minunat. Pas seulement lire les journaux. Acum putem să citim cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Dieu n'a qu'un seul livre. Dumnezeu nu are decât o singură carte. C'est la Bible. Aceasta este Biblia, aleluia. Ce n'est pas le livre des Mormons. Nu este o carte a mormonilor. Ce n'est pas le livre des témoins de Jéhova. Nu este o carte a mărturilor lui Jehova. Ce n'est pas le Coran. Nu este Coranul. Il n'y a que la Bible. Există doar acest cuvânt, Biblia, aleluia. Parole de Dieu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cette parole est puissante. Acest cuvânt este puternic. Et ce soir, nous allons parler. Vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Când on ouvre ce livre, când deschidem această carte, Dieu est derrière nous. Dumnezeu este cu noi. Il parle notre cœur. Și El vorbește inimile noastre. Nous allons nous lever ensemble. O să ne ridicăm cu toți împreună în seara aceasta. Et ce soir, nous allons lire la parole. Și în seara aceasta o să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Dans le livre du Deutéronome. În cartea Deuteronom. Premier chapitre. Primul capitol. Verset 29. Deuteronome 1, începând cu versetul 29 à 31. Până la 31. Eu am zis, nu vă înspăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Apoi, pustiu ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ai făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Amin, amin. 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 Seigneur, nous sommes devant toi. Doamne, suntem înaintea ta. Eu te prions de bénir ta parole. Te rugăm în seara aceasta să binecuvântezi cuvântul Evangheliei. Tu es le grand Dieu de gloire. Ești un Dumnezeu de glorie, un Dumnezeu măreț. Et nous demandons que le Saint-Esprit. Și noi cerem, Doamne, ca Duhul tău cel Sfânt. Se manifeste dans nos cœurs. Se manifeste în inimile noastre. Non seulement frappe à la porte de nos cœurs. Nu numai să lovească în inimile noastre, porțile inimilor noastre. Mais que nous puissions ouvrir și că noi să putem să deschidem această poartă a inimii. À ta présence. În prezența ta. À ta vie. În viața ta. À ton amour. În dragostea ta. À ta puissance. În puterea ta. À ta miséricorde. În iubirea ta. Nous te demandons ces choses. Îți cerem aceste lucruri, Doamne. Dans le nom de Jésus-Christ. În numele lui Iisus Hristos. Crucifié sur la croix. Acela care a fost crucificat pe o cruce. Saigné sur la croix. Acela care a sângerat pe această cruce. Acela care a fost înmormântat apoi. Care a înviat, aleluia. Merci, Père. Îți
soir. Haideți să luați locurile. Ce soir, je vais vous parler comme être vainqueur. În seara aceasta vrem să vorbim despre biruință. Sur nos peurs et nos craintes. În urma fricilor, în urma problemelor noastre. Cela fait environ 50 ans que je sers Jésus. De mai mult bine de 50 de ani servesc pe Dumnezeu. Et je retourne très souvent au livre de Job. Și mă întorc de multe ori în cartea lui Iov. Dans le livre de Job. În această carte a lui Iov. On y découvre. Descoperim. Les premières œuvres de Dieu. Primele lucrări ale lui Dumnezeu, dacă vreți. Les premiers plans de conseil de Dieu. Primul plan de învățătură a lui Dumnezeu. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Ați auzit și cu siguranță știți cum Iov a trăit. Et tout ça. Și apoi în urma aceasta. Vous avez posé la question. Poate că v-ați pus întrebarea. La même que Satan a posé à Dieu. Exact așa cum diavolul a pus întrebarea lui Dumnezeu. À quoi ça sert de croire? Ce ne servește nouă ca să mai credem, să mai avem credință? À quoi ça sert d'avoir la foi? Ce ne mai servește nouă ca să avem credință? Quand votre santé est partie. Când sănătatea unora dintre noi a plecat, probabil. Quand votre propriété a disparu. Când probabil proprietățile au dispărut. Quand votre famille s'est envolée. Când poate familia te-a abandonat. Quand vos amis sont fondus comme neige au soleil. Când probabil prietenii dumneavoastră au dispărut așa ca și cum dispare miau în fața soarelui. Quand votre épouse vous laisse tomber. Când probabil soțiile dumneavoastră încearcă să se depărteze de dumneavoastră. Quand votre mari est parti avec une femme. Când soții dumneavoastră au plecat cu alte soții. À quoi ça sert de croire? La ce mai servește acest cuvânt credință oare? Le diable un jour a dit au Seigneur. Diavolul într-o zi s-a dus și a pus această întrebare Domnului. Et tant ta main sur Job. A spus așa, întinde-ți mâinile asupra lui Iov. Touche. A touché. Atinge-te de tot ceea ce aparține. Et je suis certain que tu vas te mâine. Și eu sunt sigur că te blestemă în față. Presque n'importe quelle personne. Și aproape indiferent orice persoană fi. Peut rendre un culte à Dieu. Poate ca să aducă o rugăciune sau să facă ceva pentru Dumnezeu. Du bout des lèvres. Din vârful limbii sau de pe buze. Quand tout va bien. Când totul merge bine, probabil. Quand le soleil brille. Când soarele în viața ta este luminos. Mais ce n'est pas là la foi. Dar nu aici găsim noi credința. C'est simplement une politesse. Aceasta poate fi doar o politețe noastră. Il faut plus que la politesse. Trebuie să avansăm mai mult decât politețea. Vivre une vie de victoire. Și trebuie să trăim o viață de victorie. Il a fallu plus que la politesse. Ca să trăim această viață, să facem mai mult decât a trăi politețe. A Daniel. Daniel, dacă vreți. Pour survivre. Ca să trăiască în groapa cu lei, în fața leilor. Il a fallu plus que la politesse. El a trăit mai mult decât a dat la politețe. A Joseph en Egypte. Iosif în Egipt, dacă vreți. Pour survivre au travers la prison. Ca să reușească în pușcăria în care a fost băgat. Il a fallu plus que de la politesse. El a trebuit să trăiască mai mult decât politețea. Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, dacă vreți. Dans le naufrage du navire. Acolo unde barca se sfârmase pe mare. Au milieu de tempête. În mijlocul furtunii. Votre christianisme. Christianismul nostru. Doit descendre plus profondément. Vrem să coboare foarte profund în jos. Que juge la surface. Până ajungem acolo în față. La Bible dit. Biblia ne declară. Que la fin des temps. Că la sfârșitul timpului. Beaucoup de chrétiens. Mulți creștini de pe vecământul. N'auront que l'apparence. Nu o să aibă decât numai aparența că sunt creștini. Satan va travailler sur vie. Diavolul o să lucreze în viața lor. Il est dit Satan se présente devant Dieu. Și spune cuvântul Dumnezeu că diavolul s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu. Il se présente à cet endroit. Și se prezintă în acest loc. Pour accuser. Ca să acuze. Pour étudier. Ca să studieze el. Pour examiner. Ca să examineze el. Pour sonder. Ca să sondeze apoi. Ceux qui se disent chrétiens. Acei care se numesc că sunt creștini. Beaucoup de personnes aujourd'hui. Multe persoane în ziua de astăzi. Ont un extérieur. Au un exterior care prezintă o formă de creștin. Et Satan. Și diavolul. Est là pour mettre à l'épreuve. Este și el prezent ca să le pună apoi la probă aceasta. Pour voir vraiment. Ca să vadă cu adevărat dacă cu adevărat. Si la personne est chrétienne.
lui. Jésus a dit à l'apôtre Pierre. Iisus a spus apostolului Petru. Simon, Simon. Simone, Simone. Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pe tine. Te criblé. Și vrea să te distrugă. Comme un frère. Vrea ca să te dispar. Et j'ai prié pour toi. Dar eu m-am rugat pentru tine, Simone. J'ai prié. Eu m-am rugat pentru tine. Pour que ta foi, ta credință ta. Ne défaille pas. Să nu scap. Pour que tu tiennes bon. Ca tu să fie acela care să te ții puternic. Au travers de l'île. Au renoul la problemă care vin. Dieu a vu la foi de Jean. Dumnezeu a văzut credința lui Iov. Et lui a dit à Satan. Și Dumnezeu a spus diavolului. As-tu remarqué le serviteur? Ai remarcat tu pe servitorul meu? Il demeure. El rămâne ferm, aleluia! În integritatea pe care o are! E din Mexic! Și tu vrei și încerc ca eu să mă apropiu! Al perd! Și să-l pierd acest om! Sans aucun motiv! Fără niciun motiv! L'apôtre Paul! Apostolul Pavel! A declarat! A declarat! El este un... Je sais en qui j'ai cru! Eu știu în cine am crezut și cine cred! Et je suis persuadé! Și eu sunt sigur! Qu'il a la puissance! Că puterea! De garder mon dépôt! Jusqu'à ce jour-là. Și mă va păstra până la acea zi. La foi. Credința. Ce n'est pas quelque chose. Nu este ceva doar. Que vous pensez que vous avez. Că noi gândim de multe ori că noi avem aceasta. La foi véritable. Credința adevărată. Est plus fort que le compte en banque. Este mai puternic decât orice cont în orice bancă. La foi est plus fort. Credința este mai puternică. Que les évaluations de crédit. Ca evaluarea unor credite. La foi reste. Credința rămâne. Quand l'argent dispare. Când banii dispar. Je suis persuadé. Eu sunt sigur. Paul a dit que rien ne pourra me séparer. Pavel vine și spune că nimic nu mă poate despărți pe mine. De l'amour de Jésus. De dragostea lui Iisus Hristos, aleluia. Et j'ai appris. El a spus, eu am învățat. A vie. Ca să trăiesc. Dans l'abondance. În bunătate, în belșug. Et j'ai appris à vie. Și am învățat ca să trăiesc și în sărăcie. Aujourd'hui. Astăzi. Nous avons des prédicateurs. Sunt mulți predicatori. Qui prêchent que si vous aimez Jésus. Care predică că dacă iubiți pe Dumnezeu. Vous allez devenir des millionnaires. O să deveniți milionari. C'est faux. Este fals aceasta. Sont des faux prophètes. Sunt false învățături acestea. Parfois on prospère. Câteodată prosperăm. Et parfois on a plus rien. Dar câteodată cădem acolo jos de tot. Et que soit dans l'un ou l'autre cas. Fie pe un teren, fie pe un altul teren. On va rester fidèle. Fidel Domnului Iisus. On va rester fidèle. Vrei să rămânem fidelii lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Que Dieu soit glorifié. Dumnezeu să fie glorificat după aceasta. Merci Seigneur. Îți mulțumim, Doamne. Dieu a pris un risque. Dumnezeu a luat asupra lui un mare risc. Il a pris le risque. El a luat acest risc mare. Pentru a lăsa sa parole. Și ne-a lăsat acest cuvânt. La foi vient. Și credința vine. Elle vient de ce qu'on entend. Ea vine în urma lui ceea ce auzim noi. Et ce qu'on entend vient de la parole. Și noi auzim vine din cuvântul lui Dumnezeu. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel. Omul nu va trăi doar cu pâine naturală. Mais l'homme vivra de toute parole. Și omul va trăi cu cuvântul lui Dumnezeu din cartea aceasta. Qui sort de la bouche de Dieu. Dar iese din gura lui Dumnezeu. Vous et moi. Voi și eu. N'avons pas besoin d'avoir peur. Nu avem nevoie ca să ne fie frică. Les mensonges de Satan. Gândul diavolului. À notre sujet. Vine spre noi, spre gândurile noastre. Ne pourront jamais changer. Dar acestea nu ne poate schimba niciodată. Notre salut. Mântuirea noastră. Tu es sauvé. Eu sunt mântuit. Tu es sauvé. Oare tu ești mântuit? Par le sang de Jésus. Prin sângele Fiului lui Iisus Hristos. Qui a coulé à la croix de Calvaire. Care a fost pe crucea din Golgota. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Îți mulțumim, Doamne. Si ça dépendait uniquement de Satan. Dacă depindeam numai de Satan. Je n'y arriverai jamais. Eu nu ajungeam niciodată. Et je ne pourrais jamais y arriver. Și nici Satan nu putea să ajung niciodată mântuit. Mais Dieu a dit que je vais y arriver. Dar Dumnezeu a spus că noi vom ieși biruitor. Il existe une sorte de foi. Există un soi de credință. À la bonne vieille manière. Care vine viețile noastre într-o bună manieră. Et cette foi tient bon. Și această credință este bună. Dans les choses quand ça va bien. În momentul în care noi o ducem bine. Et quand ça va mal. Sau în momentul în care noi o ducem rău. Notre foi doit tenir bon. Credința noastră trebuie să rămână bună, adevărată. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est fleur à peau. Credința aceasta nu este ceva care vedem pe pielea noastră, ca și părul pe pielea noastră. Elle est dans le cœur.
qui triomphe au monde. Triomphe lui aceasta. C'est notre foi. Este credința noastră de fapt. Hallelujah. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. Dumnezeu să fie glorificat. Le diable. Diavolul. A offert à Jean une porte de sortie. A oferit acestui om lui Iov o poartă ca să poată să. Perdu son argent. A pierdut banii lui toți. Et ses enfants étaient morts. Copiii lui toți au murit. Et le diable a offert une porte de sortie. Diavolul a oferit acestui om o portiță ca să poată să iasă de acolo. Et il va t'offrir une porte de sortie. De asemenea și nouă o să ne ofere diavolul o poartă ca să putem să ieșim din încercare. La même porte qu'il a offert. Aceeași poartă care a oferit odinioară lui Iov. Maudit Dieu. Bineastă-mă pe Dumnezeu. Et meurt. Și o să mor apoi. Il voudrait que nous levions le poing contre Dieu. Diavolul vrea ca noi să ridicăm pumnul nostru împotriva lui Dumnezeu. Et Job a déclaré. Și Iov a spus un lucru. Dieu a donné. Dumnezeu a dat. Que Dieu soit béni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dieu a enlevé. Dumnezeu a luat, aleluia. Que Dieu soit béni. Dumnezeu să fie binecuvântat. Et dans tout cela. Și în toate aceste lucruri. Satan a été vaincu. Satan a fost biruit de Iov. Et Job a été vaincu. Și Iov a ieșit biruitor în toate aceste încercări. Il n'a jamais rien attribué de mauvais à Dieu. Și niciun cuvânt murdar n-a atribuit lui Dumnezeu. Veillez donc. Veillez donc. Trebuie ca să vegheem în sfârșit. Afin que vous ayez la force de chaper. Ca noi să avem această credință și forță ca să alungăm puterea Dumnezeului. Il faut obéir à la volonté. Trebuie să ascultăm de voința lui Dumnezeu. C'est la seule façon d'échapper. Este singura posibilitate ca noi să putem să scăpăm de diavolul. Comment échapperons-nous? Cum o să putem noi să scăpăm de el? Si nous négligeons. Dacă neglijăm. Un si grand salut. Așa mare și frumoasă mântuire care ne-a fost acordată. Nous avons besoin de persévérance. Noi avem nevoie ca să perseverăm în aceasta. Trop souvent. Câteodată, de multe ori. Les trésors de la terre. Bogățiile pământului. Brillent bien plus aux yeux des gens. Strălucesc mai puternic în fața ochilor oamenilor. Que les trésors au ciel. Ca și trezorul cerului, ca și tezaurul cerului. Trop souvent, il faut. Câteodată este ceva fals. Que les gens attendent le moment de la mort. Că oamenii așteaptă mai rapid momentul ca să moară. Pour voir la différence. Ca să vadă apoi diferența. Jésus a dit. Iisus a spus. Que votre cœur se trouble pas. Inima voastră să nu fie tulburată. Croyez en Dieu. Trebuie să credem în Dumnezeu. Croyez en moi. Și trebuie să credem în Iisus Hristos. Il y a beaucoup de dommages. Și sunt multe bucurii acolo. În casa tatălui meu sunt multe bucurii, sunt multe lucruri. Si cela n'existe pas. Dacă acestea n-ar fi existat. Je vous l'aurais dit. Eu v-aș fi spus mai dinainte. Il y a une maison pour toi. Dar există o casă pentru fiecare. Il y a une maison pour toi. Este o casă pentru fiecare dintre noi. Il y a une maison pour toi. Este și pentru tine o casă acolo. Là on a un ciel. Acolo un cer lui Dumnezeu. Aleluia. Glorie Domnului. Et Satan va se servir. Diavolul o să se servească și el. Des soucis du ciel. Unele gândiri de pe pământul acesta. La séduction des richesses. Vrea ca să te seducă cu bogăția, probabil. L'invasion des combatifs. Vrea să te seducă apoi cu multe gânduri. Pour étouffer la parole. Ca să sufoce cuvântul lui Dumnezeu. La vie du chrétien. Viața lui creștin. Souvent est superficielle. Câteodată este superficială. Ne porte pas de fruits. Nu putem să aducem de multe ori fructele care trebuie să le aducem. Et pourquoi? Parce que la parole. De ce? Pentru că cuvântul tombe dans des endroits pierreux. Cade într-un pământ care este pietros, care este cu spini. Parmi des épines. Sau într-un pământ cu spini. Et il est souvent arrivé. Și câteodată ajunge. Que des petites sacs. Nisip. Des cendres humaines. Des cendres d'or, de mort. Des cendres de mort. Des cendres. Cendres. Cendres de brûlées. Câteodată pământul acesta care este fărâmă ça a apporté une nouvelle révélation à beaucoup de personnes. Aduce o revelație, o descoperire a multor persoane. Lorsque la personne meurt. În momentul în care o persoană moare. La personne n'est plus là. Această persoană nu mai este pe pământul acesta. Elle est allée où? Această persoană unde pleacă? Et beaucoup de personnes à ce moment-là ont réalisé. Și multe persoane în momentul acesta au realizat. Qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand. Că trebuie să existe ceva mult mai puternic. Que les choses de la terre. Ca și lucrurile de pe pământul acesta.
n'as pas mis dans les animaux. Car nu a pus în animale, de exemplu. Tu n'es pas un animal de lui. Ești un animal pe pământul acesta. David est un altar. Darwin, un om de știință, este un mincinos. Lui, il a découvert un jour qu'on venait d'un sac. El a spus să vă zic că oamenii se trag dintr-o maimuță. Nu venim pas d'un sac. Nu venim dintr-o maimuță. Nu venim d'Adam. Noi venim din Adam. Dumnezeu a creat pe primul om, Adam. La première femme. Și prima femeie, Eva. Vous et moi. Așa ca și voi și ca și mine. Et il n'y a pas eu d'évolution. Și nu există în această evoluție. Et dans l'animal. În animale. Et Dieu a mis quelque chose. Dumnezeu a pus ceva. Qu'il a mis dans l'homme. Care a pus și în om, de fapt. Dieu a montré la différence. Dar Dumnezeu a făcut o diferență. Entre l'animal. În animal. Et un homme. Și între un animal și între un om. L'animal, animalul, n'a aucune idee, nu are nicio idee de l'éternité, privința eternității. Tandis que dans l'homme, dar în om, tout le monde est sur terre, toată lumea de pe pământul acesta, quand il est bébé, când s-a născut un copil, Dieu, Dumnezeu, a mis dans son cœur, a pus în inima lui, la pensée de l'éternité, gândul veșniciei. Alléluia! Alléluia! Alors, où vont les gens? Și atunci ne punem întrebarea, unde merg oamenii? Après la mort. După moarte. Il n'y a que deux lieux. Sunt două locuri sigure. Il y a le ciel. Există cerul. Et il y a l'enfer. Există iadul. Le ciel pour les pécheurs. Cerul pentru păcătoși. Et l'enfer pour les pécheurs. Și iadul pentru cei care au păcătuit. Mais le ciel. Cerul. Pour les pécheurs. Pentru păcătoși. Qui se sont repentis. Care s-au pocăit în timpul vieții lor care a trăit. Et l'enfer. Și infernul. Pour les pécheurs. Pentru cei care au păcătuit. Qui ne se sont pas repentis. Și care nu s-au pocăit în timpul vieții lor. Où vas-tu te trouver? Unde te vei găsi tu la sfârșit? Chers amis, je vais vous dire. Iubiți-mei, vreau să vă spun. Că un tourment de l'enfer. Că acolo, infern. C'est l'autocondamnation. Va fi acolo autocondamnarea fiecăruia. Beaucoup de chrétiens. Mulți creștini. Sont embarrassés. Sunt luați așa de cap de vânt. En se disant. Și își spun ei. Peut-être que j'ai commis un péché. Poate că am comis un păcat. Que je ne connais pas. Care eu nici măcar nu-l cunosc. Peut-être que quelque part. Poate că câteodată. D'une manière que je ne connais pas. Dintr-o manieră care eu nu cunosc. J'ai peut-être manqué à mon devoir. Poate că am supărat pe cineva sau făcut rău cuiva. Mais la Bible dit. Dar Biblia ne spune. Que en réalité. Că în realitate. Il n'y a aucune condamnation. Nu există nicio condamnare. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Care sunt în Iisus Hristos. Et qui marchent. Și care merg cu Iisus Hristos. Avec l'Esprit de Dieu. Cu Duhul Său ce Sfânt asupra lor. Il n'y a aucune condamnation. Nu mai există nicio condamnare. Vous savez quand vous êtes marié? Știți atunci când v-ați căsătorit? Je m'appelle quand je suis marié. Eu mi-aduc aminte când m-am căsătorit. Je connais l'endroit. Am cunoscut un loc. Je connais l'heure. Am cunoscut ora. La date. Am cunoscut data. Le 2 août. Și unde este? 1964. 1975. Je me rappelle de ça. Mi-aduc aminte de această dată. Si vous avez commis un péché contre Dieu. Dacă ați comis un păcat împotriva lui Dumnezeu. Et que vous ne savez pas. Și voi nu știți de acest păcat. Vous n'avez pas besoin de faire de soucis. Nu aveți nevoie ca să vă faceți grijă în direcția aceasta. Parce que quand un chrétien commet un péché. Pentru că în momentul în care un creștin produce un păcat, face un păcat. Le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. Qui est un esprit de vérité. Care este un duh de adevăr. Va vous rappeler. O să vă aducă automat aminte că ați făcut așa asta. Le lieu. Și o să vă aducă și aminte și locul. Où ça s'est passé. Unde ați făcut așa păcat. Quand ça s'est passé. O să vă aducă aminte și timpul când ați făcut așa păcat. Comment ça s'est passé. Și cum s-a petrecut așa păcat. Chers amis, le Saint-Esprit va vous montrer. O să vă arate exact ceea ce ați făcut. Mais si vous dites, je sais pas. Chiar dacă o să spuneți, eu nu mai știu, nu mi-aduc aminte. Vous n'avez pas besoin de faire de soucis. Să n-aveți grijă în direcția aceasta. Le Saint-Esprit de vérité. Duhul Sfânt al adevărului. Nomme toujours le péché par son nom. Appelle toujours à son nom. El numește acest păcat cu numele acelui păcat. Et Adam savait. Eva și Adam au știut. Où ils avaient péché. Unde au păcătuit. À quand.
Și când au păcătuit? Savez où il avait volé le ei, ei au știut acolo unde au furat, de fapt. David savez. David știa de asemenea și el când au păcătuit. Când au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Când l-a efectuit mari. El și-a dus aminte exact când a omorât acel bărbat, acele femei. Et le Saint-Esprit. Duhul Sfânt. L-a convaincu. L-a convins de aceasta. De péché. De acest păcat care l-a săvârșit. Mais dans notre histoire ce soir. Dar în istoria noastră în seara aceasta. Une certaine nuit. Într-o noapte. Alors que Job était dans l'obscurité. În momentul în care Iov se găsea în noapte. Il a élevé son bras. El a ridicat mâna lui. Qui était en décomposition. Care se găsea în descompunere. À cause de l'infection. În urma infecției și bolii care era asupra lui. Il a élevé son bras. A ridicat mâna lui. Vers le ciel. Înspre cer. Il a crié. Și-a strigat spre Dumnezeu. Un message. Și-a spus câteva cuvinte. Il a secoué. Și a spus foarte apăsat acest lucru. Il a ébranlé. Foarte fierbinte a spus aceasta. Le puissant de Satan. Și puterea diavolului. Il a dit avec sa bouche. I-a spus cu gura lui. Même si Dieu me frappe. Chiar dacă Dumnezeu mă apasă greu, mă lovește greu. Même si Dieu me tue. Chiar dacă Dumnezeu mă va omorî. Malgré cela. Chiar în fața acestor probe pe care eu le trec. Je lui ferai confiance. Eu îi fac încredere lui Dumnezeu, aleluia. Je croirai encore lui. Eu îi cred în continuare în acest Dumnezeu, aleluia. Tous les démons de l'enfer. Și toți demonii din infern au început să fugă, să dispară. Il a dit, je sais. El a spus, eu m-a spus. Que mon rédempteur est vivant. Eu știu că Dumnezeul meu este viu, aleluia. Et qu'il se lève à la sfânta. Și în momentul în care se va ridica el. Il met toujours en doute la parole. Și el pune de fiecare dată cuvântul Dumnezeu în unele întrebări, în unele chestiuni. Il a dit à elle. A spus Evei. Est-ce que Dieu vraiment dit ceci? Cu adevărat Dumnezeu a spus aceste lucruri. Comment faut-il riposter? Cum trebuie ca noi să ripostăm în asemenea cazuri? Comme Jésus. Ca și Iisus odinioară. Hey, Satan. A spus, oh, diavole, Satan. Il est écrit. Este scris prin cuvântul lui Dumnezeu. La parole. Il faut accrocher ma vie. Trebuie să pune viețile noastre sur la parole de Dieu. Cuvântul lui Dumnezeu. Alléluia. Alléluia. Chers amis, iubiții mei, vous ne serez jamais déçus. N-o să fiți niciodată, n-o să fiți niciodată triști. Quand tout le reste va s'y. Când totul va rămâne sau va dispare sau se va mișca. Quand tout va s'écrouler. Când totul se va scurge. Quand les richesses vont s'en aller. Când bogățiile voastre se dispară. Quand le plaisir aura disparu. Când plăcerile o să dispară de asemenea. Quand la popularité ne sera plus là. Când popularitatea nu o să mai fie. Dragii mei, sur quoi allez-vous placer votre foi? Iubiții mei, pun întrebarea, unde v-ați pus credința dumneavoastră? Dragii mei, Dieu a parlé. Iubiții mei, Dumnezeu a vorbit. Et il a dit. Și a spus. Ne crains rien. Nu vă temeți de nimic. Car je suis ton Dieu. Pentru că eu sunt Dumnezeul vostru. Ne promène pas de regards inquiets. Nu aveți privire în frică. Nu vă uitați cu fricoșare. Parce que je suis ton Dieu. Pentru că eu sunt Dumnezeul tău, aleluia. Je te fortifie. Eu o să te fac puternic. Je viens à ton secours. Eu vin în ajutorul tău, aleluia. Je te soutiens. Eu te susțin, aleluia. De ma droite triomfant. Cu mâna mea triumfătoare. Ne crains pas. Nu vă fie frică de nimic. Soumets-toi à la Bible. De multe ori în cuvântul Dumnezeu. Avem acest cuvânt care este scris. Și se repete, se repete acest cuvânt. Ne crains pas. Nu vă fie teamă, nu vă fie frică. N'aie pas peur. Nu aveți frică. Viens. Petru. Pourquoi as-tu douté? De ce te-ai incrinat doare, Petre? Homme de peu de foi. Omule cu puțină credință. Le doute est le contraire. Întrebările pozitive și negative. La peur. Frica voi. Va venir vers toi. O să vină spre tine. Et va te dire. Și o să spună. Au creux de l'oreille. Aici, în centrul urechii. Dieu peut te laisser tomber. Dumnezeu te va putea să te lasă să cazi. On peut pas vraiment faire.
avea confiança în El. Nu putem face încredere totală în Dumnezeu. On peut pas se fier à lui. Nu putem să fim a Domnului Dumnezeului nostru. On peut pas dépendre de sa parole. Nu putem să depindem în totalitate de cuvântul Lui. Il a peur à une sorte humaine. Acea frică are ceva asemănătoare ca și o soră geamănă. C'est l'incrédulité. Este incredulitatea, nu mai ajunge necredința. Et la Bible dit. Și Biblia spune. Pourquoi? Ce? Si quelques-uns n'ont pas cru. Dacă unii oameni n-au crezut. Est-ce que leur incrédulité? Oare această incredulitatea lor va anéantir? O să apese jos? La fidélité du Seigneur? Fidelitatea Domnului, o să apese jos fidelitatea lui Dumnezeu? Loin de là. Departe de om. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Trebuie ca Dumnezeu să fie recunoscut ca adevărat. Et tout homme pour menteur. Și toți oamenii să rămână mincinoși. C'est Dieu qui est vrai. Dumnezeu este cel adevărat. Jésus a dit, je suis la vérité. Iisus a spus, eu sunt calea. Ou bien la vérité. Il est fort adevărul. Ou bien il dit la vérité. Oare a spus doar adevărul sau el era adevărul? Ou bien il nous dit des mensonges. Oare ne-a spus minciune? Iisus. Je suis entre deux choix. Eu sunt între cele două părți. Je peux croire celui. Eu pot să cred acest cuvânt al Dumnezeu. Je peux ne pas croire. Și eu pot să nu cred acest cuvânt. Je peux en croire une partie. Pot să cred o parte a cuvântului. Et ne pas croire une autre partie. Și să nu cred o altă parte a cuvântului. Moi je crois celui. Dar eu cred această carte totalitate. De la Genèse. De la Genesa. À l'Apocalypse. De la Apocalipsa. Toute l'Écriture. Toată Scriptura. Est inspirée de Dieu. Este însuflată de Dumnezeu. Et utile pour enseigner. Utilă ca să ne învețe. Alléluia. Alléluia. Corigeze, instruire, ca să ne instruiască apoi. Notre confiance est dans celui. Crederea noastră că să fie în această carte. Pas nos circonstances. Nu în circunstanțe. Nos circonstances ne sont pas notre Dieu. Circunstanțele nu sunt Dumnezeul nostru. Chers amis, iubiții mei, j'ai comme dire une chose. Vreau să vă spun un lucru. C'est que tant que nous sommes sur la terre, atâta timp cât noi suntem pe pământul acesta, nous devons marcher par la foi. Trebuie să călătorim prin credință. Jusqu'à la fin. Până la sfârșit. Jusqu'à la fin. Până la sfârșit. Alléluia. Alléluia. Dieu est au-dessus des lois naturelles. Dumnezeu este deasupra a ceea ce este natural. Il a arrêté la terre pour Josué. El a fost acela care a oprit pământul, soarele în timpul lui Iosua. Alléluia. Il a ouvert une mer. A deschis o mare pentru Moise în fața copilului Israel. Il a arrêté le Jordan pour Josué. A oprit Iordanul în fața lui Iosua. Un femme stérile. O femeie care n-a putut să nască a devenit însărcinată. Un homme complètement lépreux. Un om care era complet lepros din capul în picioare. A été guéri. A fost vindecat. La belle-mère la plus bien. Mama, soca lui Petru. A été guéri. A fost vindecată de asemenea. Alléluia, Dieu est tout puissant. Alléluia, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu puternic. Je crois cela. Eu cred aceasta. La Bible dit. Biblia spune. La prière. Rugăciunea. Sauvera un malad. O să vindece un bolnav. Non. Nu, rugăciunea nu o să vindece un bolnav. La prière de la foi. Rugăciunea făcută prin credință. Sauvera un malad. O să vindece acel bolnav. Bon, la prière. Nu o rugăciune, doar că facem de o rugăciune. Bla, 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 bla. Ne rugăm și atâta tot. La prière de la foi. Rugăciunea făcută cu credință. C'est ça qui va sauver. Aceasta va mântui. Et le Seigneur le relèvera. Și Dumnezeu îl va mântui. Et s'il a commis des péchés. Dacă el a făcut păcate multe. Il sera pardonné. O să fie iertate. Je crois cela. Eu cred acest cuvânt. Alléluia. Alléluia. J'en ai mis une des forces de la Bible. Un lucru care face forță cuvântul lui Dumnezeu. C'est ne crains pas. Este să nu ne fie frică. Ce soir, ne crede pas. În seara aceasta să nu vă fie frică de nimic. Notre Dieu est là. Dumnezeu nostru este prezent aici. Notre Dieu est présent. Dumnezeu nostru este aici. Il a pardonné nos péchés. El a iertat păcatele noastre. Il nous a pris sous son aile. Ne-a luat sub aripile lui. Et jusqu'à la fin. Până la sfârșit. Il sera fidèle. O să rămâne fidel. Baissons nos têtes. Hai să plecăm capetele noastre și să ne rugăm Domnului. Bem-vindo, Senhor.
Iisus, Fiul nostru. Îți mulțumim pentru dragostea și iubirea Ta, măreață și minunată pe care Ți-ai revărsat-o peste noi, Doamne. Îți mulțumim de această clipă minunată și fericită, Doamne, care am putut să stăm în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru cercetarea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru călăuzirea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru sfaturile și învățăturile, Doamne. O, avem nevoie de Tine, Doamne. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne. Umple inimile noastre de credință, Doamne, de nădejde, de dragoste, de iubire, Doamne. Fie Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne însoțească în primul acesta, Doamne. Să căutăm fața Ta, Doamne. Să ne apropiem de Tine, Doamne. Să iubim cuvântul Tău, Doamne. Să Te iubim pe Tine, Doamne. Să renunțăm la tot ceea ce este lumea și Tine, Doamne. Și să alergăm la Tine, Doamne. Dă-ne putere, Doamne. Călăuzește-ne și însoțește-ne, Doamne. Tu să fii fericirea noastră. Tu să fii bucuria noastră. Tu să fii nădejdea noastră și încrederea noastră. Binecuvântat să fie numele Tău. Prin Tine avem biruință, prin Tine avem victorie, Doamne. Tu ne-ai adus mântuire, ne-ai adus salvare, ne-ai adus eliberare, slăvit să fie numele Tău. Ajută-ne, Doamne, prin credință, Doamne, să înaintăm pe care spre Tine, Doamne, și orice ispită, orice primește, Doamne, să putem să alergăm la Tine, să primim spre Tine, să chemăm numele Tău, Doamne, și Tu să fii cu noi. Binecuvântat să fie numele Tău. Te binecuvântăm, Doamne, Te slăvim, fii cu noi la despărțire, petreci cu noi, Doamne, și l'Éternel gardera mon âme.